Peste 2500 de voluntari de toate vârstele au participat la proiectul național Let's Do It România, care s-a desfășurat pe 28 și 29 septembrie. 1800 de adulți și 700 de elevi și cadre didactice din 20 de școli din județul Buzău au folosit peste 2500 de saci și 4000 de mănuși de unică folosință pentru a aduna gunoaiele de pe raza a 13 localități și din zona municipiului capitală de județ. Au fost cooptați un număr de 2500 de voluntari, dintre care 700 de elevi și 1800 de adulți. Au fost implicate 13 unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Buzău, cât și ca instituții, Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Inspectoratul Școlar și Compania de Apă. Deșeurile care au ajuns la depozitul ecologic de la Gălbinaș au cântărit peste 49 de tone și au fost transportate de societățile de salubrizare aferente localităților implicate în proiect. 354 de saci cântărind 3600 de kilograme au fost umplut cu deșeuri reciclabile, însemnând hârtie, carton și materiale plastice. În ceea ce privește depozitele de gunoaie depistate în pădurea Crâng, în zona variantei rutiere de ocolire a orașului, Ocolul Silvic Buzău are termen până pe 4 octombrie pentru a ecologiza zona. S-a început să se salubizeze și acea zonă, nefinalizată într-adevăr datorită precipitațiilor. Mai avem acea zonă rămasă unde se va salubiza doar cu personalul Direcției Silvice și atât. Și personalul Societății de Salubritate nu s-au introdus voluntarii în acele locuri. Din cauza condițiilor meteo improprii, termenul acordat Ocolului Silvic se va prelungi cu o săptămână. Dacă nici atunci zona respectivă nu va fi curățată de gunoaie, va fi aplicată o amendă contravențională.